La câteva luni de la despărțirea de Liviu Vârcioan, Dacălin vorbește despre viitorul soț. Bruneta nu stă să plângă după relația destrămată, ci face planul de viitor și se vede în rochia de mireasă. Mă văd în rochie de mireasă, cândva, sper că în viitorul apropiat. La cum că m-am despărțit până la urmă, de ce să nu? I'll say, well, you marry me. Deși a trecut printr-o despărțire, încă visează la clipa în care va fi mireasă. Anne Dacălin este sigură de faptul că, într-un final, își va găsi bărbatul potrivit, alături de care își va construi un viitor frumos. Trebuie să ai răbdare și lucrurile, până la urmă, se vor așeza cum este cel mai bine pentru tine. Te vei gândi de mai multe ori atunci când îți vei alege sortitul? Dacă ar fi să-mi aleg un bărbat, în momentul de față, cel mai mult m-ar interesa cum este el în relația cu copiii. Nu m-am uitat niciodată după bani, după celebritate, după, nici nu știu, după alte lucruri din astea materiale, pentru că până la urmă când te pui seara în pat, nu te pui lângă un teanc de bani sau lângă o mașină, te pui lângă omul respectiv și până la urmă cel mai important e cum te împlinește pe tine acel om. Până să mă despart, chiar nu mă gândeam atât de intens la o căsnicie. Deja eu îmi vedeam copilul, ce mai conta restul. Este ideea femeii de a fi îmbrăcată mireasă, de a face și pasul ăsta, poate și pentru că femeile se gândesc că sunt văzute altfel în societate, având o căsnicie. Nu consider că asta, că eu ar trebui să fiu singură pe viitor, copilul va fi mult mai fericit cu doi părinți împliniți din toate punctele de vedere decât separați, în tristeturi sau mai știu eu ce. Oamenii nu sunt făcuți să trăiască singuri. Don't say no, no, no.